Duminică înaintea alegerilor anticipate de la Chișinău pentru Parlamentul Republicii Moldova. Bine, alegerile nu o să fie numai la Chișinău, o să fie nu doar în Republica Moldova, o să fie și peste hotare în vreo 150 de secții la ambasade și consulate. Dar e atmosferă liniștită, așa, interesantă, fără pilat, fără plahotniuc, fără ghempu. Numai azi nepotul lui ghempu s-a dat la Voronin și la Dodon și ei făceam un marș cum le-i stilul prin centru și Dorin Chirtoacă disperat că nu prea mai are rating, că nu treci pragul electoral, s-a apucat să sară la bere gata și normal că poliția a intervenit să ia apere pe cei doi socialiști și comuniști, că sunt oameni și ei, nu-i așa? Dar filat cu plahotniuc ziceam că nu participă în campanie pentru că unul e fugar, dar altul e abia ieșit din închisoare și nu îndrăznește să arate la public ca să nu-i se vadă nula, vorba unui poet de pe plai. Să nu-i se vadă ratingul jos de tot. Și uite așa, pentru prima dată, alegerile noastre se desfășoară fără oligarhi sau cu oligarhi sub masă, pitiți. Și defilează tot felul de cavcaliuși sau Renato. Șorul e ascuns și el, e primul pe listă, dar e în căutare. Oricine să-l voteze dacă el 2 ani a avut mandat și nu a venit în Parlament și acum candidează din nou. Și îi apară semnătura pe documente suspecte, fără prezență fizică. Cine mai are încredere în așa politician? Și Renato a fost primar de Bălți cu participare prin Skype o vreme. Acum e căutat în Rusia, dar o vreme se ascundea în Rusia. Acum ăsta, Cavcaliuc, a fost prins în Rusia, sau cel puțin el o stârnit așa bârfă. S-o și dus imediat să protesteze, ghici unde, dacă l-a reținut miliția din Rusia. Poate și niște și marfă interzis avea la aeroport. Sau și comportament inadecvat avea. S-au dus ceracii lui să protesteze la președinție. Da, da, taman Maia Sandu e vinovată pentru și fașii Putin. Sau miliția lui Putin. Dar nu se știe cum s-a purtat și Cavcaliuc în Rusia. Deci, lăsați-ne cu diversiunile. Cam asta se întâmplă piața politică în ajun de alegeri, piața electorală. Dar eu ia că am fost la piață, la PPN dimineață și am defilat cu bicicleta, cu lozinca și cu drapelul cu care am venit de la Chișinău pe bicicletă mai ieri. Și nu prea mă apropie de oameni, pe motiv de pandemie. Unii mai vin, mai întind mâna, dar eu refuz să mă ating de ei. Nu le dau nici fluturaș, nici nimic. Și pe motiv de economie, și pe motiv de ecologie, și pe motiv de pandemie. Prefer să fac campanie din asta. Virtuală, pe internet, dezbateri la televizor și la radio, cu colegii și colegele mele din Partidul Verde Ecologist. Și vedem ocazia să alegeți pe 11 iulie între urmașii oligarhilor sau, iată, oligarhul Brega, care stă în copac și culege floare de tei ca să sorbească
băuturi sănătoase toamna și iarna. Și primăvara, când este mai mare nevoie de vitamine. Aveți de ales. Nu puteți spune că nu ne-ați văzut, că n-ați știut de noi. În România, campania tare urât se face, cu doar mafia prezentă la televizor. Televiziunile toate sunt controlate de mafie. Dar la noi, chiar dacă sunt controlate de mafie, televiziunile, ele organizează totuși dezbatere. Am participat și eu și noi. Și deci ați aflat de existența noastră și de comportamentul nostru. Deci, nu puteți spune că nu știți pe cine să votați. Acum, asumați-vă soarta, viitorul. Alegeți și culegeți roadele. Cum așterniți, așa o să dormiți. Cum votați, așa veți fi guvernați. Ne așteaptă o vară fierbinte, formarea guvernului, după aceea sărbătoare în disperare, 30 de ani de independență. Unii promit amnistie, grațiere, alții atât așa așteaptă. Și după aceea, toamna, o să culegem roadele primei sute de zile de guvernare nouă. Pregătiți-vă de proteste, că s-ar putea să fiți dezamăgiți și dezamăgite. Sau mai aveți timp săptămâna asta să vă documentați și să votați mai conștient. După aceea, poate, vă apucați să faceți și voi politică și nu lăsați seama altora. Politica o fi o chestie murdară, dar e absolut necesară în democrație. Fără politică nu există bună guvernare și speranță de schimbare spre bine. Fără democrație ai totalitarism, ai stabilizeți, ai Rusia, Belarus, ai Turcia, Erdogan, ai Coreea de Nord, dictatură. Nu cred că vă doriți asta. Cel puțin eu sigur nu-mi doresc asta. Îmi fac bagajele și plec dacă renunțați la democrație. Voi mai găsi eu floare de tei și în altă parte. Îndrăzniți!